Un câine fără stăpân căzut într-o cisternă îngropată în pământ într-o fostă stație ITP din Galați, în care se aflau combustibil și ulei, a fost salvat în ultima clipă de doi tineri, care au reușit cu ajutorul unei improvizații să-l scoată la suprafață și să-l predea unei asociații. Misiunea celor doi tineri a fost cu atât mai dificilă cu cât amestecul de ulei și combustibil din cisternă emana un miros toxic. Un fost voluntar la Help Lăbuș a fost apelat de un prieten care a spus că aude de câteva ore plânsetul unui câine și i-a luat ceva timp să identifice locul de unde vine exact acel plânset, respectiv o cisternă de pe timpuri de unde se scurgea combustibil și ulei. Cățelul era căzut în acea cisternă. Ciprian și Onuș, cei doi tineri curajoși, au improvizat un lanț cu o scândură și au reușit să-l scoată, iar noi l-am preluat în adăpost. A fost greu pentru ei să respire în uriașul recipient, însă nu au renunțat la bietul câine care striga după ajutor. Le mulțumim din suflet pentru asta. Cert este că doar o minune a făcut să fie scos în ultimul ceas și să supraviețuiască. Colegele mele care l-au spălat mi-au spus că nu mai puteau respira deoarece ceea ce emana în jurul lui era foarte toxic pentru oameni. Nu știu el cum a putut să supraviețuiască atâtea ore în acele noxe foarte puternice. Era plin de o substanță uleioasă și în primă fază l-am spălat cu un detergent de vase, dar nu s-a luat absolut tot. Noi am mai avut experiență cu un câine care a căzut în smoală și căruia i-am curățat blana cu ulei alimentar. I-am pus botniță, el nu este agresiv, dar este foarte fricos și nu ne-ar fi lăsat să îl manipulăm fără să ne rănească. L-am botezat Diesel. Mi s-a părut potrivit și convingător, având în vedere toată această experiență cu benzină, motorină și ulei prin care a trecut și a reușit să supraviețuiască, a completat Corina Grigore, relatează Digi24.ro.